Haideți acum să trecem la Cuvântul Lui Dumnezeu și vreau să citim de la capitolul 4, Epistola către Evrei, capitolul 4, versetele de la 14 la 16, dar o să ne concentrăm și la capitolul 5 până la versetul 10. Și la capitolul 4, versetul 14, spune astfel. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tare în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin. Noi, de multe ori oamenii aleargă la preoți. Fix se numesc preoți într-o anumită religie creștină, fix se numesc preoți musulmani, fix se numesc preoți budiști, fix se numesc preoți hinduși. Oamenii aleargă la preoți chipurile ca să le fie iertate păcate. Gândul ăsta, dorința asta. Pentru că mulți știu că păcatele aduce pedeapsa. Acum, toate celelalte religii sunt idolatrie. Noi vrem să vorbim acum despre cei care se numesc creștini. Vrem să vedem, cum poți, la cine poți să mergi ca să-ți fie iertat păcatele. Poți la preot să, mergi sau nu. Preoții, oamenii aleargă la preoți, dar preoții nu pot șterge păcatele. Preoții se pot ruga pentru oameni ca să le fie iertate păcate. Acum, ce avem noi de face cu preoție? Pentru că suntem în Noul Testament. Ce avem noi de face cu copiii lui Dumnezeu? Vreau să știm ce rol joacă Iisus. De ce spune în Cuvântul lui Dumnezeu de mai multe ori că Iisus este marele preot al nostru? Este marele nostru preot care nu doar mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu, dar și ne poate ajuta la vreme de nevoie. Ori câte ori avem nevoie, ne poate ajuta. Nimeni din preoții la care meargă oamenii nu-i pot ajuta pe oameni să nu păcătuiască sau să reziste ispitei sau să se ridice într-o situație mai grea. Nimeni din preoți știe. Numai unul singur preot poate să facă asta. De ce Domnul Iisus este marele preot și cum ne ajută El? Vrem să vedem în Cuvântul Dumnezeu. În primul rând, deci o să vedem câteva aspecte la de ce Domnul Iisus Hristos este cel mai mare preot. Așa am intitulat mesajul de astăzi. Iisus este cel mai mare preot, cel mai important. Chiar de la versetul 14 din capitolul 4 spune că Domnul Iisus Hristos este un mare preot însemnat. Însemnat adică deosebit de toți. Deosebit cel mai important. Care spune că ce este însemnat la El. Primul lucru, vrem să vedem de ce Domnul Iisus Hristos, ca și mare preot, este deosebit de toți preoții care erau în Vechiul Testament. Acum, dacă să luăm, să ne aducem aminte și să revizuim ce era în Vechiul Testament, în poporul Israel, pentru că la evrei le vorbește apostolul aici, în epistola asta. Evreii știau bine care erau datoriile preot. Un preot în Vechiul Testament trebuia să facă ispășire pentru păcatele norodului. Dar înainte ca să facă ispășire pentru păcatele norodului, trebuie să facă ispășire pentru păcatele lui mai întâi. Marele preot în Deopte, când era portul întâlnirii, când era templul la Ierusalim, când se ducea, când era, intra în Sfânta Sfintelor, era legat de o funie de picior, pentru că atunci când, dacă păcatele lui nu au fost iertate, nu au fost curățite, are păcat și a intrat cu păcate acolo în Sfânta Sfintelor și Domnul îl pedepsește cu moartea, se poate să-l tragă înapoi, se poate să-l tragă trupul înapoi. Domnul Iisus Hristos este deosebit. Nu este ca preoții din Vechiul Testament, ca și naturii, aceeași slujbă înaintea lui Dumnezeu, în linii mari. Dar ce este deosebit la Domnul Iisus Hristos? Că El a străbătut cerurile ca să vină pe pământ și să ne slujească. Niciunul din preoții de pe pământ n-a făcut asta. Și în versetul 15 spune că El are
milă de slăbiciunile noastre. Domnul Iisus Hristos este deosebit pentru că El vede slăbiciunile noastre. Slăbiciune nu înseamnă, deci înseamnă ceva în care noi suntem slabi sau neputincioși sau în față, ispit în fața cărora noi greu rezistăm. Domnul Iisus Hristos vede foarte bine că pentru mine este o slăbiciune, să zicem, jocurile de computer. Sau o slăbiciune este mașinile. Sau altceva. Sau eu când îmi propune cineva un lucru care îmi place mie, nu pot să spun nu. Da? Sunt diferite situații. Sau cineva o slăbiciune că nu se poate ține să nu vorbească cu cineva. Să nu bărfească cu cineva. Uite, dai să pleci cu cineva de vorbă și până nu începi să discuți cu cineva, nu poți. Da? Deci sunt niște lucruri slabe așa la care noi ne împiedicăm desul. Da? Cineva care a avut probleme cu bârfa, poate să mai aibă slăbiciunea asta de a mai vorbi cu cineva. Nu poate asta. Nici un alt preot, nici un alt pastor nu poate ajuta să ne schimbăm anumite lucruri decât Domnul Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus Hristos nu are milă de noi și ne netezește capul la asta. Lasă, eu te înțeleg, dar continui să faci așa. Nu, Domnul Iisus nu face așa. Dacă ne aducem aminte de cazul cu femeia care a fost prinsă în preacurvie, Domnul Iisus Hristos nu i-a spus: du-te, femeie, că eu nu-ți spun nimic, du-te și continui să rești așa. Domnul Iisus a spus: du-te și nu mai păcătui. Și asta este atitudinea Domnului Iisus Hristos față de slăbiciunile noastre, față de păcatele pe care le săvârșim. Domnul Iisus înțelege slăbiciunile noastre, înțelege momentele care pentru noi sunt o slăbiciune. Și El vrea să ne ajute ca noi să nu mai facem lucrurile acelea, să nu mai păcătuim. În versetul 15, de ce este deosebit Domnul Iisus? De ce este însemnat? Preot, mare preot însemnat. Spune că El în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. În toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Și ca să l-a fost provocat ca să vorbească cineva de rău. Și a fost provocat ca să spună cuiva ceva pentru că eu a făcut ceva. Da? A fost provocat de multe ori. Sau poate și provocat că să iei ceva pentru care nu l-a plătit. Și unii și în ziua de azi sunt ispitiți. Dar să pui mâna pe cei și nu e tău, nu ai bani și dar străbiești. Da? Domnul Iisus a avut ispite ca și noi. Exact ca și noi. Dacă să ne avem o imagine mai bine, să ne gândim bine la lucrurile care sunt pentru noi o încercare și o ispită. În timpul zilei, în timpul săptămânii. Uite, Domnul Iisus Hristos a trecut prin aceleași ispite, dar ce e important? Că Domnul Iisus Hristos n-a făcut păcat. Niciodată. Timp de 33 ani jumate, tătărit pământ, Domnul Iisus n-a făcut păcat. Și asta este un lucru foarte important. În versetul 16 spune că El ne ajută la vreme de nevoie. Ori de câte ori avem nevoie. Ori de câte ai nevoie ca să de putere, ai nevoie de înțelepciune, cum să procedezi așa ca să nu îți păstrezi ce este și să cumva să, da? Domnul Iisus Hristos îți dă ajutor. Când ai nevoie de sănătate, Domnul Iisus îți dă ajutor. Da? Ți-aduce omul cu sfat potrivit, cu ce medicament să iei. Sau, da? Domnul Iisus aduce de ceea ce avem nevoie, ne ajută la vreme de nevoie. Și doar El poate să facă asta. El ca și mare preot. Acum, de la versetul 1 din capitolul 5, vedem o mică descriere a preoților care sunt aleși dintre oameni. Și vrem să vedem puțin, să comparăm puțin. Am văzut că Domnul Iisus Hristos este mai deosebit. Dar de ce este mai deosebit de alți preoți? Și oamenii în poporul nostru au preoți în mijlocul lor. Au preoți în bisericile ortodoxe. Au preoți în acele puține biserici catolice, dar totuși sunt, da? Și sunt preoți. Oamenii au preoți în mijlocul lor și ce fac de obicei oamenii? Oamenii aleargă la ei, mă rog, care au o leacă de frică de Domnul și o leacă de cunoștință, că păcatele aduc pedeapsă, aleargă ca să
preoții să facă rugăciune și să le se iert păcat. Și cum iese de la preoți, continuă să se păcătească pentru că problema nu s-a rezolvat. Acum, la versetul 1, spune că preoții sunt puși pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcat. Merge vorba în mod special din Vechiul Testament. Deci ei nu sunt, deci ei nu pot să facă lucrarea pe care o face Domnul Iisus Hristos. Ei nu pot să ierte păcatele. Nu iartă preotul păcatul. Păcatele iartă Dumnezeu. Ei pot numai să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru oameni. Pot să aducă darurile și jertfele oamenilor pentru păcatele lor, altceva nu pot să facă. Dar de iertat iartă cine? Iartă Dumnezeu. Și noi știm că în Noul Testament este iertat doar cel care are credința în Domnul Iisus Hristos. Atâta timp cât nu ai credință în Domnul Iisus Hristos, nu ți sunt iertate păcatele. Și nici nu poți să te aștepți la așa ceva. Păcatele nu ți sunt iertate atâta timp cât nu crezi în Domnul Iisus Hristos. Atâta timp cât numele Domnului Iisus Hristos te irite, te respinge, nici vorbă să fie iertat. Mulți oameni cred că dacă îi vorbesc despre Dumnezeu, gata, le dăm și toate lucrurile să rezolvate. Nu! Atâta timp cât nu vrei să ai de-a face cu Domnul Iisus Hristos, păcatele nu sunt iertate. Pentru că noi știm, versetul de aur din Biblie spune că fiindcă atât de mult ai de Dumnezeu, Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așa că Domnul să ne ajute să avem credința ca să ne fie păcatele iertate. Acum, versetul 2 spune că preotul, el poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Preoții dintre oameni, ei pot fi îngăduitori cu cei neștiutori și rătăciți, pentru că ei sunt preși de aceeași slăbiciune. Eu, de mai multe ori am observat că preoții vorbesc despre aceea că nu-i bine să te îmbieți, nu-i bine să... Da? Dar ei sunt prinși de aceeași slăbiciuni. Când te uiți și la mormântări, și la preoții bie de rând cu oameni, preoții sunt prinși de aceleași slăbiciuni ca și oameni. Ce poate să ajute un preot care este prins cu aceleași slăbiciuni? Ce poate să ajute cu oameni? Poate să-i ajute să iasă din alcoolism, din beții? Cum poate un preot să-i ajute dacă el e îngăduitor cu dânsă și le permite să mai ia un pahar? Așa că Domnul să ne ajute să nu ne încredem în preoții care sunt luați dintre oameni, să ne credem în marele preot care este Domnul Iisus Hristos. Acum, în versetul 3 spune că din pricina acestei slăbiciuni, care o are și preot, trebuia atunci, în timpul Vechiului Testament, trebuia să aducă jertfă atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Deci înainte ca să aducă jertfe pentru păcatele lui, pentru păcatul norodului, trebuia să mai întâi pentru el să aducă jertfă, pe el să se curățească, să spiele, să curățe și mai departe, și apoi să vină în templul lui Dumnezeu și să aducă jertfe pentru păcatul norodului. Deci a fost o procedură întreagă. Deci omul el este păcătos. Și cel care are aceleași slăbiciuni ca și ceilalți, el nu poate să facă slujba pe care o face Domnul Iisus Hristos. Dar e foarte important să ținem minte că Domnul Iisus Hristos este marele preot. Și face slujba pe care o face un preot. Acum, vrem să vedem, de la versetul 4, vrem să vedem un alt aspect al Domnului Iisus Hristos ca și cel mai mare preot. Versetul 4 spune că El este chemat de Dumnezeu, nu s-a chemat singur. Nu și ia cinstea aceasta singur, spune despre Domnul Iisus Hristos. Cinstea aceasta i-a dat-o Dumnezeu Tatăl. Și asta e un lucru foarte, foarte important. Deci o ia de la Dumnezeu, care l-a chemat. Apoi, versetul 5, vedem un alt lucru. Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de cel ce a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Deci, el și-a luat slava de a fi marele preot, nu de la sine, nu singur s-a numit pe dânsul marele preot. Dumnezeu l-a numit pe dânsul marele
La numele preot. Preot. Tu ești preot în veac după rânduială lui Melchisedec. Melchisedec era primul preot al lui Dumnezeu. Primul, de la dânsul început. Deci felul cum a fost el preot înaintea lui Dumnezeu, așa este Domnul Iisus Hristos. Deci slujba pe care a făcut-o Melchisedec, așa o face și Dumnezeu. Deci Domnul Iisus Hristos. Deci Domnul Iisus Hristos este preot și asta a fost stabilit încă din trecut, în psalm, să prorocesc despre asta, că Domnul Iisus Hristos va fi preot după felul lui Melchisedec. Deci, Domnul Iisus Hristos este mare preot care este chemat de Dumnezeu. Dar vrem să atragem puțin atenția și la 1 Petru capitolul 2. Vă rog să deschidem la 1 Petru capitolul 2 și să vedem ce se întâmplă din privire la viața noastră. Ce avem noi cu preoție? Domnul Iisus Hristos este preot. Dar noi ce avem cu asta? Ce avem noi cu preoție? Nu mai trebuie să mai alergăm la preoți, nu mai vedem preoți în jurul nostru, da? Care să ne poată aduce, să ne facă ispășire înaintea lui Dumnezeu. În versetul 9 spune că voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Deci noi cei care am ales calea lui Dumnezeu, suntem o preoție împărătească. Și interesant, că nu este, Domnul Iisus Hristos este marele preot, dar noi toți suntem preoție împărătească. Deci noi suntem un neam de preoți. Un neam de preoți care spune că suntem un neam sfânt, un neam de preoți, un popor de preoți, pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Noi suntem câștigați de Dumnezeu ca să fim a Lui. Cu scopul ca să vestim puterea minunată ale celui ce ne-a chemat de întuneric cu lumina sa minunată. Deci Dumnezeu ne-a făcut de pe noi preoți ai Lui. Și vrem să o să vedem puțin mai târziu de ce suntem preoți. Dar ideea este că noi acum noi suntem înaintea lui Dumnezeu ca și preoți. Care trebuie să lucrăm, să-i ajutăm pe oameni să vină înaintea Domnului Iisus Hristos, să creadă în Domnul Iisus Hristos. Să creadă în puterile minunate ale lui Dumnezeu, să creadă în Domnul Iisus Hristos, să fie mântuiți. Este datoria noastră a fiecăruia. Marele preot este Iisus, dar fiecare dintre noi suntem preoți acolo unde suntem. La locul de lucru, la biserică, în mahală, acasă. Fiecare dintre noi suntem preoți și trebuie să urmărim fiecare la starea noastră. Și așa spune în epistolele lui Apostolul Pavel, da? Să ne îndemnăm unii pe alții, să ne mărturisim unii altora păcatele, să ne iertăm unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții. Deci, vedeți, noi între noi avem datorie, responsabilități de preoți. Noi între noi, unii pentru alții suntem preoți, pentru oamenii din jur suntem preoți. Asta este datoria fiecare dintre noi. Dacă cineva s-a pocăit, deja este preot. Tu, Silviu, te-ai pocăit? Te-ai pocăit. Și tu poți fi preot pentru cei de seama ta, așa-i? Deci să-i ajuns pe ei să vină la Domnul Iisus Hristos. Să vină și să capete iertare de păcate. Un alt lucru care îl vedem despre Domnul Iisus Hristos ca și mare preot, de la versetul 7. Domnul Iisus Hristos ca și mare preot, El a fost un fiu ascultător. Marele preot, chemat de Dumnezeu Tatăl, dar El a continuat să fie fiu ascultător. Și în versetul 7 vedem că El, în zilele vieții sale pământești, aducea rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să le zbăvească de la moarte. Avea și El slăbiciuni. Avea momente când era frică de moarte. Dar Dumnezeu l-a ascultat din pricina evlaviei Lui. Dar în versetul 8 vedem că El, măcar că era fiu, spune că a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Deci, ori de câte ori suferim din pricina neprihănirii, din pricina căii lui Dumnezeu. Prin încercările astea, prin suferințele pe care le ducem, învățăm să ascultăm de Dumnezeu. Și asta e un lucru foarte important. Ori de câte ori suferi ceva, poate este o situație în familie, dar poate este o situație la școală, o situație în care se încearcă credința ta, o încercare a răbdării tale, o încercare a felul lui cum ai să reacționezi.
Poate este o situație prin care să înveți ascultare de Dumnezeu. Că atunci când îți vine să faci altceva decât să spune Dumnezeu, dar totuși alegi să faci ceea ce spune Dumnezeu, atunci e ascultare. Și e foarte greu în multe situații, dar Dumnezeu ne poate, Domnul Iisus Hristos ne poate ajuta. În versetul 9, după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți, deci prin ascultare a fost făcut desăvârșit Domnul Iisus Hristos și tot așa desăvârșit a venit și în viețile noastre. Spune că s-a făcut pentru toți ceea ce l-a spus. Pentru toți cei ce l-a spus, urzitorul unui mântuiri veșnice. Domnul Iisus Hristos s-a făcut prin ascultare, s-a făcut urzitorul sau cel care promite, care aduce mântuirea veșnică. Și noi asta trebuie să credem. Domnul Iisus Hristos, dacă ne-a adus mântuirea, mântuirea este pentru veșnicie. Mântuire veșnică, nu este temporară. Și că Domnul să ne ajute să ascultăm, pentru că prin ascultare Dumnezeu ce vrea să ne facă, ce vrea să facă din noi? Să ne facă desăvârșiți. Ori de câte ori ascultăm de Dumnezeu, noi mergem tot mai aproape spre desăvârșire. Cum oferi o sticlă de la geam, ea arată perfect atunci când ai șters-o bine și când începi să strălucească așa, și dintr-o parte și din alta la ea, strălucești. Atunci e geamul curat, așa-i? Tot așa și noi, ori de câte ori ascultăm, Dumnezeu ne șterge și ne face să strălucim tot mai bine, ne desăvârșește. Așa că Domnul să ne ajute la aceasta. Și iarăși în versetul 10 spune că a fost numit Marele Preot după rânduiala lui Melchisedec. Și a fost numit de însăși Dumnezeu. Acum, alta este întrebarea cu privire la alți preoți pe care îi vedem în jurul nostru. Întrebarea este, au fost chemați de Dumnezeu sau au fost chemați de oameni? Sau ei singuri s-au înaintat ca și preoți? Mulți în biserici evanghelici caută întâietatea, dar au fost chemați de Dumnezeu sau nu? Deci asta e o întrebare foarte importantă, că e una când te-a numit Dumnezeu și alta când te cauți tu să te strecori ca să fii preot. Pentru că atunci când te cheamă Dumnezeu, atunci tu poți face slujba de mijlocire și de ajutor înaintea oamenilor, pentru oameni înaintea lui Dumnezeu. La Galateni, capitolul 4, versetul 19, spune un lucru foarte important. Acum am văzut că Domnul Iisus Hristos este Marele Preot, Domnul Iisus Hristos a fost și este Fiu și a fost ascultător și este ascultător de Tatăl. La Galateni, capitolul 4, versetul 19, Apostolul Pavel, foarte strâns așa de atitudinea galatenilor, foarte necăjit de atitudinea galatenilor care se întorceau înapoi la lege, le spune, copilașii mei, pentru care iarăși sunt durerile noastre până ce va lua Hristos chip în voi. Noi suntem preoți al lui Dumnezeu, dar doar atunci când Hristos ia chip în noi. Noi ca și oameni, noi nu putem să fim preoți al lui Dumnezeu până Hristos nu are chip în noi. Atunci când în noi este Domnul Iisus Hristos, când noi lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să trăiască prin noi, atunci putem să fim preoți al lui Dumnezeu. Atâta timp cât nu sunt preot și nu fac slujba de preot, nu se vede Domnul Iisus Hristos în noi. Oricine l-are pe Domnul Iisus Hristos este preot al lui Dumnezeu. Este parte din preoția împărătească a lui Dumnezeu. Și asta este dorința noastră, asta este îndemnul meu de dimineața aceasta, ca Domnul să lăsăm ca Domnul Iisus Hristos să prindă chip în noi. Când oamenii se uită la noi, când oamenii se uită la mine, să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Nu să-L vadă pe Artur Boi, nu să-L vadă pe Silviu, pe Adrea, pe Adela, pe Sora Raia, nu pe fiecare dintre noi, dar să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că noi, ca și oameni, noi avem caracterele noastre, avem slăbiciunile noastre, avem fricile noastre, avem păcatele noastre. Dacă oamenii văd în noi pe Domnul Iisus Hristos, atunci asta este o reprezentanță corectă a lui Dumnezeu.
Pentru că noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și numai când Domnul Iisus Hristos se vede în noi, atunci suntem o copie adevărată a lui Dumnezeu. Așadar, în versetul 14, din capitolul 4, de la Evrei, Apostolul ne îndeamnă, ne face câteva îndemnuri, având în vedere că Domnul Iisus Hristos este marele preot, care are milă de slăbiciunile noastre, care toate lucrurile au fost ispitite ca și noi, spune că să rămânem tari în mărturisire. Domnul Iisus Hristos are milă de slăbiciunile noastre, dar vrea să nu mai trăim în păcat, că Domnul Iisus Hristos este marele preot și că numai El poate să facă ispășirea pentru păcatele noastre, așa cum spune Ioan în prima lui epistolă, că Iisus este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Iisus este preot, Iisus este marele preot și Iisus este jertfa, singura jertfă care ne poate aduce iertare de păcate. Nu mai este o altă jertfă care să o putem face noi, prin care să putem avea iertare de păcat. Așa că Domnul să ne ajute să rămânem tare în mărturisirea noastră. Și în familie, și la școală, și la lucru, oricum nu s-a schimbat vremea. Noi trebuie să continuăm să rămânem tari în ceea ce mărturisim. Să continuăm să rămânem tari. Oricine n-ar fi președinte în țara noastră, trebuie să continuăm să rămânem tari în mărturisirea noastră. Fie că sunt în Moldova, fie că sunt în Israel, fie că mă duc la Italia, fie că mă duc la Germania, fie că mă duc nu știu unde, să rămân tare în mărturisirea mea. Oriunde nu mă duc, nu se schimbă nimic. Este același Dumnezeu, același Domnul Iisus Hristos, care este marele preot și în Germania, și în Italia, și în Anglia, și la Dancu, și la Văsieni, și la Bardar, și la Băcioi, și oriunde. Domnul Iisus Hristos este marele preot peste tot. Același principiu. Nu se schimbă nimic. Nu se anulează nimic. Nu poți evita nimic dacă te duci în altă parte. Este aceeași procedură. Numai prin credința în Domnul Iisus Hristos poți fi mântuit. Numai lăsând ca Domnul Iisus Hristos să locuiască în tine, poți să fii plăcut lui Dumnezeu. Și la versetul 16 spune că să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului. Scaunul Harului. La scaunul Harului lui Dumnezeu. Să ne apropiem. Și numai prin credința în Domnul Iisus Hristos noi putem să ne apropiem de Sfânta Sfintelor. Știți că v-am mai spus că preotul în Vechiul Testament, el trebuie să lege de picior, nu știe ea, să iasă viu sau să iasă, sau să moară acolo. Trebuie să lege de picior să-l poată scoate. De când a murit Domnul Iisus Hristos, perdeaua de înăuntru templului s-a rupt în două. S-a deschis accesul în Sfânta Sfintelor, la Dumnezeu Tatăl. Acolo avem acces, avem intrare liberă. Și spune că să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului. Și să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Ori de câte ori avem nevoie. Ai nevoie acum de ajutor cu Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus poate să vină în ajutor. Din partea noastră, ce trebuie să facem este să ne apropiem cu deplină încredere de Tatăl nostru care este în cer, de Domnul Iisus Hristos. Să găsim har, să găsim îndurare și El să ne ajute. Cu păcatele mele, cu slăbiciunile mele, ce fac eu cu ele? Trec așa peste, îmi se pare că ele așa singure de la sine, cumva s-or evapora, s-or, da? Ca niște bubi care trec singuri, da? Nu trece singur. Păcatul trebuiește mărturisit, trebuiește ispășit. Păcate trebuie să primești iertare. Ce faci păcatele tale? La cine alegi ca să-ți fie iertat păcatele sau greșelile? Pentru că păcat înseamnă atunci când ai greșit țintă. Când vrei să arunci, cum este joaca aceea, da? Ținta aceea, da? Când arunci și nimerești pe alături, atunci este păcat. Ca ostașul, soldații care încearcă la armată, da? Sau în trecut încercau pe șoferii vieți să-i pună să meargă pe linie dreaptă. Și când a călcat pe alături de la linie dreaptă, atunci e păcătuit. Deci, atunci este păcat când facem astfel de greșeli. Când în loc să ne merim în țintă, când să facem ce trebuiește, facem ceea ce nu trebuiește. Cum îți faci tu datorie de preot înaintea lui Dumnezeu? Dacă păcatele ți-au fost iertate, cum îți faci datorie de preot?
Să vede Domnul Iisus Hristos în viața ta? Sau nu prea să vede? Sau să vede, dar să vede mai mult Artur, Silviu mai mult să vede, Adrian mai mult să vede decât Domnul Iisus Hristos. Cine se vede mai mult în viața ta, prin viața ta? Se vede Domnul Iisus sau se vede caracterul tău și slăbiciunea ta? Haideți să ne rugăm înaintea Domnului, să ne rugăm ca Domnul să aibă milă de noi. Fiecare dintre noi avem nevoie de milă din partea lui Dumnezeu, de îndurare. Și asta putem căpăta numai prin Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos acum mijlocește pentru noi. În fiecare zi mijlocește pentru noi. Ori de câte ori avem nevoie, Domnul Iisus mijlocește pentru noi înaintea Tatălui nostru care este în cer. Nu se pare că astea sunt niște închipuiri care au fost scrise de cineva în ce pagini în Sfinte Scripturi. Este o realitate. Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru fiecare dintre noi în parte. Și este de datoria noastră să avem o relație frumoasă cu Domnul Iisus Hristos. Să lăsăm ca Domnul Iisus Hristos, cuvântul Lui, să vadă viu în viața noastră. Haideți să ne rugăm.